Am revenit aici în studio, așa cum spuneam înainte de pauza publicitară, jocul nostru fotbal darts, cele două invitate ale mele, chiar dacă sunt epuizate după o partidă împotriva băieților, să spunem, jucată astăzi bărbaților pe Arena Națională astăzi, vor intra în jocul nostru. Înainte de a începe, vă spun doar că ediția precedentă a fost câștigată de Irina Giurgiu, antrenor secund la echipa națională, o cunoașteți foarte bine, un punctaj excelent. 91 de puncte acumulate. Am vins nume grele ale fotbalului românesc, da. Așa cum spuneam, Miodrag Belodedic, Gheorghiță Giolgău, au mai fost Nicolae Dică prin studio pe aici, Sergiu Hanca, Băluță, deci prestigiune mare pentru voi. Să spunem că v-ați antrenat puțin, că v-ați acomodat cu suprafața de joc. Cine vrea să înceapă? Capitanul sau jucătoarea mai tânără? Ai văzut? Încă unul. Din respect te las. Baftă, Flori. Jucăm după regulile de dart. Ne uităm atenți. Tripla e cea mai importantă. Îți doresc succes. Dacă mingea nu se poți lipește, să le muți sau... Da, poți să le muți. Dacă mingea nu se lipește, vom repeta lovitura. Bună treabă. Are ce tactică. Că nu uiți, 91 de puncte aici. Aia de 20? Unde mergem? Nu s-a lipit mingea. Vom repeta lovitura. Poate să dai puțin mai tare, să știi. Nu mai am forță. Tremur, răstițurile. Dublă de 8, da? Face slabă. 16. Uite, o să și notez ca să facem calculele corect. O, 16 așa, tot așa. Plus 2. Ai, mă, serios? Da, e 2. Încă o șansă. Aici trebuia să fie mai aproape de triplă, să știi. Dunga roșie. Asta nu se pune. Nu, n-ai atins ținta, nu se pune, însă merge spectacolul. Adică merge? Da. Nu mai încercăm dacă merge. Și cu 11. Vai. Un, nu? 27-29. Mergem la total și o batem de pe puncte. 29 de puncte. E greu, misiunea e importantă, dar să știi că, având experiența celelalte ediții, ai făcut mai bine decât pentru început? Bărbați. Deci ești, bine. Oare ce tactică să folosesc eu? Să o fur de la tine sau? Nu o fura de la mine, că n-a funcționat. N-a funcționat. Da, nu fur. Adopt-o pe a ta. Triplă de 17. Trebuie să calculăm. Simtim sus, nu? 17 cu 17 și cu 17. Sus de tot. Se repede lovitura asta. Da. Ai noroc, era încă o triplă de 17. Era, deci din prima lovitură ai făcut 51. Bă, Cristina. Nu. Deci tu ar fi trebuit să fie epuizată după meciul de azi. Cred că n-ai dat-o pe teren. Ba, da. Da. 51 și... știi că am avut o discuție. E 100? Înainte de emisiune. Tu mi-ai zis că e 50. Eu zic că e 100. Eu zic că e 50. Bine, 50. 51 și cu 50. Deja okay, e un nou deja record. Deja Irina poate să rămână acolo pe locul. Deja e un nou record. Și 20? Și cu, ca să fie 100, 15 puncte. 14. E mai mult pe 14. Da? Nu e triplă, da, e pe 14. Deci, triplă de 17, 50 și cu 14, 100, 15 puncte. Nou record. Felicitări. O să-i spunem Irinei, o să transmitem. Lasă-ne să-i dăm surpriza. Vă mulțumesc încă o dată că ați participat la această emisiune. Mult succes în preliminarii, mult succes cu Olimpia și la tragerea la sorți, să aveți adversari pe care să-i bateți și ție. Mult succes în Liga Campionilor. Ne revedem cu dumneavoastră la următoarea ediție a FRF Raport de Joc.